Salutare, mersi că ai dat click pe acest nou video. Astăzi vreau să vă povestesc puțin cum a fost ultima noastră ședință foto. Sesiunea despre care vreau să discutăm astăzi este o sesiune puțin diferită, în ideea în care a fost o sesiune de test în ochii mei. Ce înseamnă o sesiune foto de test? Înseamnă că este o sesiune în care ne întâlnim și practic încercăm să ne cunoaștem, să vedem ce ne place, ce nu ne place. În acest caz am colaborat cu un băiat foarte, foarte fain, cu care avem intenția să colaborăm pe termen mai lung și atunci când apar oportunități de acest gen, îmi place să fac o sesiune, poate chiar două, în care să testăm diferite lucruri, să ne cunoaștem puțin, să spargem bariera și frica asta față de cameră. Îmi place să discutăm idei, să dezbatem concepte, să vedem cam pe unde ne situăm și cât de mult ni se aliniază ideile. În cazul de față a fost o sesiune foarte, foarte simplă. Partea interesantă a fost că am făcut-o într-o simplă cameră dintr-o locuință, nu e într-un studio sau ceva spațiu special amenajat sau închiriat pentru așa ceva. Dovada clară că se pot face imagini interesante cam oriunde, sincer. Evident că anumite limitări, în cazul de față, principala limitare a fost spațiul, atât înălțimea cât și distanța față de fundal și distanța mea față de subiect. Consider că sunt foarte importante astfel de sesiuni, astfel de întâlniri. Poate nici măcar nu trebuie să scoți camera și să declanșezi ca să apuci să cunoști pe cineva mai bine și să discuți idei și concepte, dar mie îmi place să și testez câteva lucruri în mod vizual, să spun așa. Cum spuneam, consider că sunt importante pentru că dacă vrei să faci o colaborare, dacă vrei să muncești pe termen lung cu aceeași persoană și vrei să dezvolți o identitate vizuală, vrei să ai coerență în imagini, trebuie cumva să vezi ce merge, ce nu merge, să fii deschis unul cu celălalt, să poți primi și să poți oferi feedback sau critică, cum vrei tu să-i spui. De aceea acord mare importanță acestor sesiuni, pentru că cu cât cunoști mai bine omul respectiv și vezi ce nevoie are și vezi tu cu ce poți să-l ajuți și faceți schimb de idei și de cunoștințe, cu atât proiectele viitoare pot să iasă mult, mult mai bine, se câștigă încredere reciprocă, se câștigă și timp, chiar pot spune, pentru că pe viitor lucrurile merg mai repede și nu trebuie să stai să faci atâta psihologie, dacă pot să spun așa. Poți intra direct în acțiune în următoarele sesiuni, astfel economisești și timp. Deci totul e un proces mai de lungă durată. Mie îmi place foarte mult când am ocazia să lucrez în acest fel, nu mi se ivește foarte, foarte des, de aceea fiecare colaborare de acest fel o ador. Îmi place foarte mult și încerc tot timpul să vin cu ceva nou și să o duc la alt nivel, dar ultimele imagini, nu doar din această sesiune, dar și din celelalte, simt că încep să meargă din ce în ce mai bine și cred că factorii despre care discutam mai devreme au contribuit din plin la acest lucru. Suntem iarăși în Capture One, avem aici deschis sesiunea. La fel, în dreapta voi lăsa exif-ul vizibil. După cum spuneam, a fost o sesiune destul de simplă. Am încercat să facem câteva imagini curate, simple, care pot fi folosite în multiple moduri. Am abordat două stiluri de iluminare diferite, o să discutăm despre ele imediat. Dar după cum vedeți, e destul de simplu, dar cu impact foarte mare. Primul set de imagini arată foarte asemănător toate între ele pentru că a fost folosită aceeași schemă de iluminare. Să și deschidem una, îmi place foarte mult asta de exemplu. Pentru această imagine am folosit și pentru celelalte din această serie trei lumini, una pentru fundal să ne dea această lumină pe fundal pentru a sparge puțin acel gri, acel negru care era în spate, nu vrem să fie doar un simplu negru. Lumină principală pe fața lui, iar apoi încă o lumină secundară din stânga camerei, care ne-a dat fil pe această zonă, ne-a ridicat umbrele de pe restul corpului și ne modelează aici foarte frumos, avem îmbinarea aceasta între lumină și umbră aici, îmi place foarte mult cum sculptează fața. Cam atât, cum spuneam, o sesiune foarte simplă, chiar simplă,
Nici n-a durat foarte mult, dar am apucat să facem câteva teste. Am încercat diferite posing-uri, ne-am și întors. El are și această cicatrice care are o poveste foarte interesantă, poate o dată ne va povesti chiar el despre ea. Și mi-a plăcut foarte mult împreună cu felul în care își poartă părul, cum arată. Aici cred că este ceva mai mult de experimentat și de încercat cu look-ul lui, pentru că are un look foarte aparte și e un băiat foarte fain. Cu siguranță o să reușim să facem și niște imagini mult mai interesante pe viitor. La fel, am mers mai aproape, am încercat diferite încadrări. Practic, setup-ul a rămas același după ce am făcut lumina și doar ne-am jucat cu distanța față de subiect și cu poziționarea lui. Cam atât. Iar pentru celălalt set de imagini, tot ce am făcut a fost să opresc lumina de fundal și am accentuat puțin puterea una dintre lumini. Am creat astfel o zonă foarte puternică de contrast aici, aproape că avem negru absolut. La fel, am lăsat lumina din spate pornită pentru a-i accentua, mă rog, pentru a ilumina, mai bine zis, această cicatrice și spatele. Îmi place foarte mult cum definește această lumină formele corpului. Iar pentru a obține acest look, foarte multă lume încearcă să poziționeze lumina fix în fața subiectului. Dacă o faceți, nu obțineți aceste umbre, ci e important să puneți lumina după subiect, cum ar veni, mai în lateralul subiectului. Aici, de exemplu, el se uita aici, iar lumina era, cum se privește el, puțin mai în stânga lui pentru a avea aceste umbre adânci. Din acest set, cred că aceasta este imaginea mea preferată, iar ultimele imagini, la fel, am pornit înapoi lumina de pe fundal și am dezactivat lumina de fil din stânga, lăsând doar cea principală. Am încercat și cu un scaun. E bine să ai diferite accesorii la îndemână. Cum ați văzut și pe materialul video de la această sesiune, lumina care ne dă această formă pe perete este pur și simplu un blitz cu capacul acela montat, cum vă explicam și în materialul cu blitzurile și accesoriile pe care le folosesc. E un truc pe care îl folosesc destul de des în ultima perioadă, aparent, dar dacă funcționează, de ce nu? Și fiindcă distanța era destul de mică între el și perete, am fost nevoit să-l îndrept destul de mult înspre perete, pentru că nu voiam să se verse și pe el. Dar data viitoare mi-ar plăcea să încerc să obțin această formă poate puțin mai uniformă și poate puțin mai jos să ajungă, dar deja sunt planuri pentru viitoarea sesiune. Cam atât pentru astăzi, mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Dacă v-a plăcut și vreți să vedeți mai multe materiale de acest gen de la mine, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe dacă vreți să o faceți și ne vedem data viitoare.